Hai, salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un episod din Shadow Fight 3. Astăzi vreau să o batem pe Yuka la story și vreau să mai pușăm puțin în adventure-ul cu Surge. Vedeți că caracterul meu e puțin mai dubios costumat decât de obicei? Asta pentru că în momentul de față ăsta este cel mai bun echipament pe care l-am și cum v-am zis episodul trecut, vreau ca pe fiecare episod să încercăm să pușăm măcar puțin în story și să facem, bine, și alte chestii care sunt interesante, cum ar fi să jucăm la story-ul cu Surge și asta este exact ce vom face astăzi, fraților. Vreau să pușăm la story, acum trebuie să ne batem cu Yuka, din ce mi-amintesc eu, și în momentul de față am 30k din 30k putere, bine, presupun că îmi recomandă puțin mai spre 31k, dar din punct de vedere al power-ului sunt bine și din punct de vedere al stabilității, fraților, care pentru challenge-ul ăsta mi se pare mai important decât puterea, am 6000 din 5000. Din nou, pentru cei care nu știți la ce folosește stabilitatea, practic influențează cât de puternice sunt buff-urile și debuff-urile din meci. Spre exemplu, pentru meciul ăsta avem Venom Master și practic de fiecare dată când ating oponentul, de fiecare dată când lovesc oponentul, eu voi primi poison. Și dacă nu aș avea destul de multă stabilitate pentru challenge-ul ăsta, cel mai probabil un poison de ăla, să zicem că aș avea 4000 din 5000, un poison de ăla m-ar omorâ, presupun că complet, deci din punct de vedere al stabilității stăm foarte bine. Am de ales dintre mai multe arme, pot să folosesc și nunceacul legendar, pot să folosesc și prostiile astea care sunt destul de bune la urma urmei. O să folosesc sabia asta pentru că cu sabia asta sunt cel mai bun și pentru că folosește combo-uri destul de mici, știi? Adică cel mai lung combo de pe sabia asta este un combo de 3 lovituri și aș putea să folosesc, cu ce am încercat cel mai mult a fost cu chain knife-ul, știi? Dar pentru că are combo-uri atât de lungi, pentru că are combo-uri și de 6-7 lovituri, o să-mi iau poison pentru fiecare lovitură pe care eu dau, așa că prefer să dau mai puține lovituri cu damage mai mare. Asta e de departe cea mai bună armură, e de la ultimul event de, nu mai știu ce event a fost, eventul de Crăciun cel mai probabil. Asta e o cască, pot să folosesc una mai bună, dar prefer să folosesc pasta legendară, mai ales că îmi plac mai mult perk-urile și abilitățile din capitolul 1. Și ăsta este cel mai bun shuriken. Teoretic ar fi bun și ăsta, dar prefer să folosesc pe ăsta pur și simplu. Prefer să folosesc throwables decât mine de alea sau trepuri sau cum se numesc chestiile alea de le pui pe jos. Bun. Haideți să ne batem cu Yuka, fraților, am încercat, am dat până acum vreo 4 sau 5 meciuri, ceva de genul ăsta și v-am zis, cu arme diferite și cu sabia asta, cu sabia de arbitrator, am fost cel mai aproape să o bat pe Yuka. Vedeți și voi că are destul de multă viață și e și super agilă și mă enervează enorm de tare pisica aia ei. Pe Yuka o urăsc să mă bat cu Yuka în orice Shadow Fight, să fiu sincer. Și când am bătut-o pentru prima dată în Shadow Fight 3, a fost extrem de enervant. Și mă enervează ca și caracter în Shadow Fight 4. Mă enervează groaznic de tare. Ai că man, lasă-mă așa. Asta vreau să fac, să prind un combo, please. Nu știu exact ce abilități are, nici nu vreau să o las să le folosească, nu vreau să aflu ce. Bineînțeles. Hai mă, come on. Nu poate să mă bată, nu o las să mă bată. Evident că. Hai mă, bă, mi-a dat și sabia jos. Ok, da, a fost intens spre final. Chiar a fost destul de intens spre final. Bun, hai să începem direct cu Shadow Abilities. Mi se pare, nu sunt sigur, dar am impresia că nu primesc poison pentru Shadow Abilities. Ba da, primesc și pentru Shadow Abilities, nu-i problema. Oh, bun, am prins-o. That's pretty nice. Nice. Sabie jos. Nice. Hâți. Pisica aia n-o dă. Are și shurikenuri și pisică, ce mă enervează. Și o folosește exact când trebuie, o folosește imediat după primul hit, ca să-mi dea gen, ai de capul meu, bă, e greu, rău de tot de bătut. Și gândiți-vă că e pe easy în momentul de față, știi, adică dacă n-aveam echipamentul potrivit, destul de puternic, dacă n-aveam echipamentul destul de puternic, era, n-aveam nicio șansă efectiv la bossul ăsta. Bine, ce-i drept e unul din cei trei boși de pe, din capitolul ăsta, din nici mai știu un play-nul cui sunt. Bun, GG, finally. GG, GG. Dar nu știu dacă ați remarcat un pattern în felul în care bat boss și mereu folosesc aceeași armă pentru că e balanced, pur și simplu, e easy to use. A, și n-am făcut level 32, ok. Sunt curios dacă putem să îl batem și pe următorul, sunt curios cam ce dificultate va fi, știi? Teoretic, cred că o să fie puțin mai ușor de bătut decât Yuka, doar pentru că, uite, tot pe easy suntem. Cred că o să fie mai ușor de bătut decât Yuka, pentru că Yuka teoretic este un boss mare, de fapt nu, următorul este un boss mare. Ăsta e bossul adevărat, ok, hai să vedem care e faza. Am nevoie de 31k power și stability-ul e ok. Ok, hai să încercăm cu mai puțin power decât îmi zice jocul că mi-ar trebui. Fragile, stai puțin, stai, ce sunt astea?
Your enemy can replenish shadow energy in the zone specified. Asta nu mă interesează. Și fragile descendant shadow damage. Ce? Shadow damage you take ignores your opponent. N-am înțeles. Nu știu exact cum funcționează, dar hai să-l batem și pe ăsta ca să facem level up. Wow. I-am prins un combo bunicel și mai prind încă unul. Nice. Nice, îi dau foarte... What a ta ta is that? Am înțeles, cred că știu ce e aia, aia putea să mă lovească. E practic un, o capcană, ca să zic așa. Nu. Bă, dar ce dă, Master Okada? Domnule, Okada, o duș, opa. Nu, trebuia să fac. Fac, greșeala mea. Bă, lasă-mă, mă, cu ce... Ce mizerie omul ăsta. Te rog, oprește-te din shadow abilities. Ce? Nici nu-l văd pe ăla venind, mă. Nici nu-l văd pe ăla venind. Au. Hai, mă! Nu, du-te, mă, bă, m-a luat ăla pe la spate, ce enervant e ăla care vine de nicăieri și îmi dă o sabie în cap. Băi, e mai... E mai greu decât mă așteptam. E mai greu decât Yuka, adică nu-i mai greu de bătut. E mai puternic el, cam aia e chestia, știi? Că e o diferență între a fi greu de bătut și a fi puternic. Au, bă, dar cum vine de nicăieri și n-am ce să-i fac și mă enervez. Da. Și mă oprește și din combo tipul ăla care vine de nicăieri și mă... Au. Și mi-a dat și sabia jos, blană, ești rupere. Ești rupere, prietene. Bă, ăsta mergea bătut pe un live. Nu cred, nu am nicio șansă. Dacă pierd runda asta, fraților, o să dau surrender și o să mai da. Bun, nu. Nu-i corectă. Nu-i corectă lupta asta. Cu siguranță pot, să-l bat și o să-l bat, dar mai bine facem chestia asta pe un live, fraților, pentru că o să am nevoie de mai mult de 5-6 încercări să-l bat. Ați văzut cât de ușor, ați văzut cât de aproape am fost, aș putea să-l bat la 0, doar că o să dureze foarte, foarte mult, o să dureze foarte multe încercări, de fapt, ca să pot să-l bat, așa că cel mai bine lăsăm chestia asta ori pentru un video viitor, cred că cel mai probabil pentru un video viitor, și până una alta aș vrea să mai jucăm la Adventure, fraților, și v-am zis eu episodul trecut că, bine, voi mi-ați zis chestia asta, chatul mi-a zis, că eventul ăsta, Adventure-ul ăsta o să țină doar până pe data de 11 și am zis, băi, a apărut undeva pe data de 1, de ce ar fi făcut developerii, de ce ar fi făcut cei de la Neki un Adventure atât de mare și atât de bine făcut și atât de, și de word-uri mișto și chestii de genul ăsta, ca să-l țină mai puțin de 2 săptămâni, știi? Gen ceva nu mi-a mirosit a bine, dar într-adevăr ați avut dreptate cu ceva de treaba asta, pentru că de începând de pe data de 11, adică începând de acum 3-4, depinde când vedeți videoclipul, începând de recent, nu mai puteți să faceți rost de armele pe care vi le-am prezentat ultima dată. Știți că erau aveți de ales între 3 arme, dacă reușeați să ajungeți până la finalul Adventure-ului, până pe data de 11. Acum că a trecut data de 11, ăsta este singurul obiect pe care este singurul Hand of Fire, se numește, Unique Knife. Este singura armă unique pe care o puteți obține de la Adventure-ul ăsta. Pe mine personal nu mă deranjează, pentru că oricum ăsta era itemul pe care vreau să-l obțin, știi? Adică dintre toate alea 3 din shop, ăsta era ce-mi doream cu adevărat, așa că na. Bun, hai să dăm mai întâi un fight ca să mai creăm niște synchronization sau cum se numește chestia asta. După care să jucăm la story pe bune. Practic acum facem reputație pentru search ca să putem să avansăm în story. Au. Tot am impresia că sunt, mai ales că sunt și cu search. Bine, pot să fac asta. Uitați-vă cât de tare e chestia asta. Pot să-l sparg. Pot să-l sparg așa cum făcea search când mă băteam cu el. E așa de mișto să joci cu foștii tăi adversari, știi? Mai ales cu adversarii search. V-am zis că oricum a fost printre preferații mei. Și mereu la fiecare boss, asta mi-a plăcut la Shadow Fight, în general, nu numai la Shadow Fight 3, mi-a plăcut și la Shadow Fight 2, faptul că
trebuie să cumva trebuie să o gândești, știi, ca să poți să bați boșii importanți din joc, trebuie să o gândești un pic, să ai puțină strategie, știi? Altfel nu prea ți-e. Ai de capul meu, ce-o cu de când am mai văzut abilitatea asta? Holy fuck. A trecut ceva timp. N-ai să vezi. N-ai să vezi. Și spate nu făcea, ba da, făcea exact ce mi-am team că făcea. Nice. Sus? Mm-mm. Mă trântește, bineînțeles. Ăsta-i nutcracker ca și combo, mi se pare. Nu mai știu sigur. G-g. Bă, nu-mi plac așa, urăsc picioarele de pe capitolul 1. Urăsc efectiv ca picioarele. Dar știu că era, nu mai știu care era atacul. Cred că spate atac, da, spate atac e singurul care e decent, așa cât de cât. Ca și atac. Da, super. Au. Nice, prinde-i capul! Nu vrea. Bă, îmi place să-i prind capul între ciocane, efectiv mă simt că-l distrug. Simt că-l demolez, mamă, ce picioare i-am dat. Simt că-l demolez când îi prind capul între ciocane. Adică doar îmi imaginez cum e să ai capul prins între două ciocane, care știi? Gente, cam face terci. Hai cu abilitatea. Direct. Nice. Și îmi place că pentru adventure-urile astea ai și abilitățile eroilor, știi? Asta mi se pare gen, ar fi fost trist să nu le ai. La urma urmei, dacă stau să mă gândesc. Hâți, hâți, te rog, prinde-i cap. Nu vreau, mă, să-i prindă capul. Nu știu exact cum trebuie făcut combo ca să pot să-i prind capul între ciocane, dar și când îl prind, s-a terminat. Ia un picior jos. Ok, și urmează ultimul adversar, după care presupun că putem să jucăm la story. Gen, la partea asta pe care vedeți voi aici, pot să joc doar o dată la 16 ore. Știi? Asta ca să pot să fac rost de reputație pentru... Oh, let's go! I-am prins căpățâna. N-ai să vezi, n-ai să vezi, n-ai să vezi. Mm-hmm. Și presupun că asta l-o moară sau... Da, l-o moară, gâ-gâ. Băi, e așa de mișto să joci ca și Surge în Shadow Fight 3. Sincer, e mai mișto decât să joci cu Surge în Shadow Fight 4. E, nu știu, combo-urile sunt altfel, e mai fluid, el cu totul arată și mai șmecher. A, și am făcut rost de Current Synchronization. Maximum Synchronization Reached. Ah, deci putem să terminăm story-ul în momentul de față. Teoretic, nu? Nu o să stau să urmăresc story-ul pentru că... Na, pentru că nu o să stau să... Deși e Surge și aș vrea să urmăresc story-ul, aș vrea să știu mai multe. Probabil odată și odată o să pun videoclipul pe pauză. Știu că mi-a zis episodul trecut că mulți ați făcut chestia asta, mulți ați pus pe pauză și ați citit bucată cu bucată. Da, eu n-am răbdare pe videouri. Probabil o să fac în reluare și cel mai probabil o să fac la editing, știi? Acolo îmi revăd videoclipul în totalitate. Iar cu poison de ăsta, mi-au poison pentru că lovesc. De ce așa? Abdicator. Courier, ok. Mamă. Interesant. Mamă, dar cât poison, de unde atâta poison? Bă, mă, e la mișto, mori, 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 ce-i cu atâta poison? Dude, dude, el nici nu m-a atins. El nici nu m-a atins și aproape a murit din cauza poisonului. Mă, e la mișto. Mă, e la mișto. Bun, da, nu știu ce a fost cu poisonul ăla, nu înțeleg cum am luat de atât de mult poison. Era să mor meciul trecut doar din cauza că îl băteam pe el, știi? Era să pierd lupta, dar... O, și aici e fără reclamă, am înțeles. Mamă, cât nici nu cunosc persoanele astea. Pe ăsta îl știu, Gizmo îl știu, Sven, nu știu cine e, Surge. Și aia prima care a vorbit, nici nu știu exact, n-am văzut-o în viața mea, nu mi-am cel puțin. Village, finally, how, 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 how. Bă, să știți că povestea e interesantă, mă vedeți voi pe mine că dau skip aici, dar povestea chiar e interesantă. Cel puțin pentru June a fost super interesantă, știi că vorbea cu Tasu și e un plot la mijloc. Oh, nu cu cuții, e sunt Gizmo. Da, măcar am sabie. M-a luat în sabie. Ce făcea? Oh, da, mi-am amintit. Mi-am amintit. Bă. Cam greu cu Gizmo. Mi-a rupt și, mă rupe și oasele. De când există chestia asta în
Shadowfight 3 cu ruptul oaselor. Da, și nu prea sunt eu pe bun pe pumni și picioare din capitolul. Bine, hai să jucăm cu sabia. Hai să jucăm cu sabia, fraților, că nu e de bine. Nu e de bine, nu mai las sabia în pământ. A ce atât? Hai încă o dată. Gen, am o singură încercare? Și eu trebuie să-l bat de două ori, presupun, nu? Trebuie să-l bat de trei ori și am o singură încercare. Am înțeles. Mi se pare normal. Mi se pare normal. Na. Bă, da, ești nesimțit. Ești nesimțit. Ce fel de combo e ăsta, frate? Ce fel de combo are pe sabie? Că mă enervează, nu știu să o folosesc. Aha, ăsta e, am înțeles. Acum mi-am amintit combo-ul, da. Au. Da, mi-am amintit combo-ul. Da. Zi-mi, te rog, cam așa. Cam breacher-ul. Mă așteptam să am breacher-ul. Nu știu, sigur că n-am văzut să se activeze, dar e posibil să-l am. Ok. Hai, spate atac. Nice. Nice. Aha. Uh-huh. Nice! Ce picior în cap! Ce picior în ceafă i-am dat! Let's go! Let's go! Hai să-l batem și pe... Fracture. Tot atac spate. Oh, ăsta e mai puțin agresiv. E mai cu tactică, mai cu... Sigur, mai cu... Hai de capul meu. Bă, și el dacă mă bate odată am pierdut și gen... M-am chinuit degeaba să-i bat pe aia. Holy fucking shit! Dai. A fost mai intens decât decât ar fi trebuit să fie. A fost mai intens decât ar trebui să fie. Da, nu prea-mi place. Nu prea-mi place când am o singură viață și trebuie să bat 3 inamici cu viața aia. Dar lasă că sunt și cazuri mai nasoale în care în care trebuie să gen trebuie să bat 3 inamici cu o singură viață, dar viața mea nu se regenerează de la o rundă la alta, așa că, da, nu știu ce să zic. Bun, fraților, și eu zic că am putea să ne oprim și aici cu episodul, pentru că deja am făcut am avansat puțin în story, urmează să ne batem cu Master Okada, pentru care o să am nevoie de câteva upgrade-uri la echipament. Aș vrea, nu știu, un upgrade pe armură în principal, pentru că arma e... Poate și pe arma, da, aș vrea un upgrade micuț pe absolut tot ce am pe mine. Aș vrea un upgrade pe cască, unul pe armură și unul pe sabie. Nu știu dacă vreau neapărat și pe șurichene. Dar da, în principiu, data viitoare o să fiu puțin mai puternic de atâta. O să-l batem pe Okada și o să mai avansăm la story-ul cu Surge. Ca idee, Shadowfight 3 a început să se simtă foarte refreshing pentru mine, pentru că într-un final am de făcut ceva, am provocări noi, am adversari care mă bat, am echipamente noi de deblocat, am o grămadă de chestii de făcut și pur și simplu se simte, nu pot să zic că se simte ca atunci când m-am apucat de joc, dar retrăiesc puțin din feeling-ul ăla când îmi pica prima mea cască legendară, când îmi pica o cască legendară pe care chiar mi-o doream, când îmi pica arma lipsă de la set și chestii de genul ăsta. Pentru că nu am jucat o perioadă destul de lungă, s-au adunat destul de multe chestii de făcut, vreau să terminăm jocul și efectiv sunt excited să fac din nou episoade de Shadowfight 3, așa că să vă mai așteptați pe viitor, am văzut și feedback-ul vostru este foarte pozitiv și ăsta e și un alt motiv pentru care îmi place să fac episoade de Shadowfight 3, pentru că știu că vă plac vouă. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Shadowfight 3, eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul ăla și de like pentru că mă ajută foarte mult, cam atât am de zis, eu am fost Racu și până data viitoare, numai bine!